Vă salut, băieți și fete, eu sunt Leo, bine v-am regăsit la un episod. Astăzi, băieți, avem o bombă. Tavi Popescu, prima oară când îi simulez cariera, s-a mai făcut, nu o să zic că sunt primul care face asta, cred că a mai făcut Sinner, poate și Gianni, poate și Diez, habar n-am, dar s-a mai făcut. Tavi Popescu, simulare de carieră. Însă, o vom face fără potențialul lui ăla mare rău de tot și vă arăt în direct aici cum fac. Deci avem aici C-table-ul, hap-hap. Intrăm aici la Tavi Popescu, care are 84 potențial, ceea ce cu dinamic potențial se duce spre 90 ceva și o să-i dăm potențial exact cât are ratingul, adică 71. Rămâne la 19 ani și așa mai departe, dar nu mai are potențialul la mare. Și în plus, vedeți și voi aici, fața lui Tavi Popescu în FIFA 23 mi-a dat-o un băiat, Răzvan, care are o colaborare cu FRLP, mod pe care îl folosește și acum, modul cel de la FRLP, cu Liga 4, Liga 3, Liga 2 și Liga 1, actualizată în FIFA 23. Linkul în descriere, bineînțeles, dacă vreți să vă jucați cu modul ăsta, cel mai bombă mod de FIFA 23, până la AFC e numai bun. Și avem aici fața lui Tavi Popescu, vedeți și voi, e făcută țuț. Mi se pare mai mult decât fața lui Cordea pe care mi-a făcut-o băiatul ăla. Ăla nici nu știe român, așa că pot să mă zic ce vreau, nici nu mi-a mai răspuns la mesaje că vreau să facă și mie fața. În fine, da, fața lui Tavi Popescu, vedeți și voi ce bine arată, echipamentul nou. Luăm o scurtă pauză de la episod, băieți, ca să le mulțumesc prietenilor de la Eneba. Cu siguranță deja ați auzit de cei de la Eneba, un magazin online cu peste 30.000 de produse digitale, cele mai noi jocuri la cele mai bune prețuri. Eneba va aduce cele mai bune oferte la orice joc nou sau vechi, iar cu review-uri excelente puteți avea încredere 100% în site-ul lor. În acest moment aveți oferta de precomandă la noul EAFC accesând link-ul din descriere, unde prețul este de aproape 51 de euro. Așa că haideți să continuăm cu clipul. Și astăzi îi vom simula cariera lui Tavi, dar fără potențial, cumva cum am făcut și cu Ansu Fati. Și chiar sunt curios cum o să iasă, pentru că na, la Ansu Fati a ieșit bine, dar totuși Ansu Fati avea și un overall mai mare. Acum la Tavi va fi destul de greu, părerea mea. Și na, să vedem cum se va descurca Tavi Popescu, bineînțeles va fi titular la FCSB, dar nu mai are potențialul ăla mare și se va baza doar pe performanțele sale individuale, aș putea spune. Cred că am dat din greșeală dolari. Opa, mereu tot timpul pun pe euro, numai acum am dat pe dolari. Da, FRLP 23, vedeți și voi aici. Și ce să mai zic, băieți, îmi pare rău de episodul de ieri, pentru că ăsta o să apară... Așa, băieți, deci cum vă spuneam, îmi pare rău pentru episodul de ieri, pentru că ăsta să vină luni episodul ăsta. Ați început școala, chiar sunt curios să-mi spuneți în comentarii dacă sunteți bucuroși sau supărați că ați început școala. Da, oricum, de ce să vă mai reamintesc vorba aia? Eu nu mai sunt la școală, am scăpat, eu de-abia în octombrie încep facultatea, ceea ce e bine pentru mine, pentru voi nu e chiar atât de bine. Hai să dăm un 4-3-3 holding la FCSB cu Ejuma, care încă na, nu sunt chiar transferurile făcute. Da, cred că n-am ales eu squad file-ul care trebuia. Încă nu sunt transferurile făcute, dar nu mai pot să mai schimb acum, pentru că deja l-am editat pe Tavi. În fine, vom juca tot cu echipele din 2022, cred. Și haideți să vi-l arăt aici pe Tavi, să vedeți că este fără potențial. Și cum arată el fără potențial, Octavian Popescu, are totul la linie. Deci zice că va crește în 657 de săptămâni. Ca să vedeți, să-i dăm winger inversat ca să-i crească acolo shooting-ul. Și vedeți și voi acolo ce mișto arată. Nu are sens să îl transferăm în acest sezon. De sezonul viitor ne gândim la o plecare a lui Tavi de la FCSB. Și mai dau și eu câteva contracte aici și așa. Bun, și ce să vă mai zic, îmi pare rău de episodul de ieri că nu a ieșit cum voiam, că am avut eroarea aia. Data aceasta știu sigur că nu se va mai întâmpla, folosesc alt program de înregistrare și cum ar fi și acum să mi se întâmple, cred că ați râde de mine, sper să nu fie cazul. În fine, cred că am vorbit destul, e momentul să simulăm primul sezon din cariera relansată a lui Tavi Popescu, pentru că în acest moment a jucat bine la meci cu Craiova, dar e și greu că e Florin la Coman, dar
Na, e Florinel și e greu să ia locul, dar în fine, hai să simulăm, măcar în FIFA 23, să fie o bombă de jucător. Și înainte de a continua cu acest episod, băieți, v-aș ruga enorm de mult să băgați like și subscribe, să facem și la acest clip 400 de like-uri. Haideți să continuăm cu clipul, sughit. Așa, băieți, am terminat primul sezon de simulat din noua simulare, din relansarea carierei lui Tabi Popescu. Și suntem la FCSB, nu avem potențial după cum bine știți, a reușit oare FCSB-ul să câștige campionatul? Ei bine, asta e Cupa României, ai bine că plecăm din Superliga, că am făcut experimentul ăla de ieri cu FCSB, ce m-a enervat cu asta, în fine. Superliga, am câștigat 60 de puncte, da, am dominat campionatul cum face FCSB de obicei, pe FIFA cei drept, doar pe FIFA face chestia asta. Haideți să vedem, play-off, Superliga, Cupa Ligii, am câștigat-o și pe asta, da. În finală cu Dinamo, băi, tare, tare, îmi place. Finală cu Dinamo, ok. Două trofee pentru Tavi și acum haideți să vedem și cât de bine s-a descurcat. 16 goluri, 4 asisturi și vedeți și voi cât de mult contează potențialul ăla lui Tavi. Deși a avut un sezon excelent, părerea mea, n-a crescut deloc în continuare. Zice că va crește în 610 săptămâni. Da, mă cam sperie treaba asta. Mă așteptam să crească măcar plus 1, plus 2. Să nu crești deloc e greu. În fine, asta, la asta ne-am înhămat. Va fi o carieră dificilă, dar mie așa îmi place să le fac. Și sincer, vreau să plec de la FCSB, pentru că na, aici putem să mai stăm, putem să mai alea. Ne trebuie o provocare, ne trebuie un challenge. Și cred că asta o să-l avem la o echipă ca Lorient din Franța. Și chiar îmi place mult oferta asta. Nu știu dacă sunt în prima ligă sau în a doua ligă franceză, dar Lorient este o ofertă, este o ofertă pe care o accept. Și hai să vedem dacă plecăm acolo. Și sincer, dacă mă întrebați pe mine, 2 milioane de euro pentru Tavi Popescu mi se pare cea mai realistă. Cea mai realistă ofertă pe care am putea să o avem de la un jucător ca el, mai ales în acest moment în care nu mai are potențialul ăla mare rău de tot și cei drept nu prea intră aici, nu prea intră în primul 11, pentru că mai e Zerbin ăsta, da, va fi bătaie cu Zerbin, nu prea îmi convine, da, o să schimb 4-3-3 attack. Și opa, asta ce DM. Las că intră ăsta. Oricum e, mamă, ce echipament interesant. E ăsta de portar, uite, și Aymeric la port. A mai fost oare la Lorient până acum? În simulare de carieră? Nu cred. Uitați și voi ce echipament Caterinca au ăsta. Vitor Manone. Cred că a fost un portar bun. Hai să vedem pe Tavi Popescu în echipamentul lor. Băi, să știți că îi se potrivește așa portocaliu și fața aia dă bine și uite că și-a revenit un pic să crească. Nu știu ce potențial are în acest moment, dar nu-mi imaginez să fi crescut cu foarte mult potențialul său. Hai să-i dăm aici la băieți câte un contract și da, simulăm sezonul lui Tavi Popescu de aici din Franța. Nu știu ce să zic, mie că nu o să prindă primul 11, dar oricum el e un jucător destul de polivalent și poate juca mai multe poziții. Acum e important ce decide antrenorul, dacă îl va juca sau nu. Dar ce naiba e echipa asta? 4-3-3 defense atunci, uite așa. Și cu ăsta aici, Popescu hap. Da. În fine, hai să nu mai stau pe echipa asta, să simulăm al doilea sezon din resimularea carierei lui Tavi Popescu, relansarea carierei lui Tavi Popescu, aici în Franța, la Lorient, în Liga a doua franceză. Așa băieți, am simulat al doilea sezon din cariera lui Tavi Popescu, suntem în Franța, în Liga 2, la Lorient, o echipă de tradiție aș putea spune fotbalul francez, o echipă care s-a menținut de multe ori în prima divizie, să vedem dacă a revenit în acest sezon locul 4, nu știu ce înseamnă asta, presupun că n-au revenit. În Cupa Națională am fost în sferturi, destul de bună performanța, dar cam atât. Ar fi fost bun un campionat, chiar și Liga 2 din Franța ar fi fost destul de ok pentru Davi. Și vedem, a jucat... A jucat Zerbi ăsta, Fițar Zerbin.
A jucat fraierul ăsta în locul lui Tavi. Tavi a jucat 14 meciuri și a dat 2 goluri, dar a crescut plus 2. Nu înțeleg cum, de ce. Dar oricum, este ok. Și cred că vom pleca și de la Lorian. De ce să vă mint? Pentru că mie îmi place să mă plimb. Deci plecăm din Liga a doua franceză și vedem unde ajungem. Și o ofertă foarte bună pentru Tavi Popescu, care deja a acceptat. Ce naiba s-a întâmplat aici? Nu trebuia să se întâmple asta. A acceptat oferta automat clubul. Nu prea mi se întâmplă asta, dar oricum. Octavian Popescu negociază în acest moment cu Trabzonspor și probabil că va accepta. Păi mi se pare un transfer bun, dar ideea e, are loc în echipa acolo la Trabzon, la Trabzon. Mie de asta mi-e frică să nu stea pe bară și na, Popescu e vândut, nu mai avem ce să facem, plecăm și noi în Turcia la Trabzonspor, echipă la care au fost români, țin minte Bourceanu sau poate doar un singur român, Bourceanu. Și acum s-a dus cineva recent, cine s-a dus? În scapă, dar a fost un transfer bun, oricum probabil nu e aici în simulare, dar haide să plecăm în Turcia. A, și înainte să plec, voiam să vă arăt că echipa a promovat în Liga, dar totuși banda aia stângă ar fi fost titulară în locul lui Tavi, ăsta Zerbin era prea bun ca să ia Tavi locul. Mă, dacă mă întrebați pe mine, Trabzonspor chiar e o echipă bună și chiar e o echipă care cred că se poate bate la campionat în Turcia și vedem. Cred că intră Popescu, cred că va juca în locul lui Bardi ăsta, fost la Levante, dacă nu mă înșel, macedonean, nu mă întrebați de unde știu, dar știu. Cred că poate să joace pentru că este singurul left winger, mai sunt left mids ca Trezeghe și Bardi ăsta, dar el este singurul left wing și cred că contează asta de obicei pe carieră. Aici, e destul de complicat că văd, au doi cami. Da, ciudată treabă, dar echipa arată destul de bine dacă mă întrebați pe mine. În apărare stau excelent, e și Bednarek, Mark Bartra și da. Oricum, este o echipă bună. Sincer, dacă mă uit acum la ea, cred că Galatasaray sau Fenerbahce sigur sunt mai bune, dar este o echipă destul de ok și o să-i dăm lui Tavi Popescu, bineînțeles, un development și vedem că iarăși n-a avut un sezon slab anul trecut. Avem de muncit cu el. De ce naiba 548 de săptămâni? Da. Nu înțeleg de ce mi-arată chiar atât de mult. Mi se pare ciudat. Dar asta e. Da, vin tricoul lui Trabzon. Îi stă bine și tricoul lui Trabzon, dacă mă întrebați pe mine. Și e timpul să simulăm sezonul lui aici în Turcia. Așa, băieți, sezonul numărul 3 al lui Tavi Popescu s-a terminat aici în Turcia la Trabzonspor. Și relansarea asta cred că este on fire, aș putea spune, pentru că am văzut foarte multe victorii ale celor de la Trabzonspor aici în campionatul Turciei. Ce vă ziceam eu la începutul sezonului că ar fi o nebunie, cred eu că s-a întâmplat. Cred că Trabzonspor a câștigat campionatul. Da, mă, da, a câștigat de pe locul 5. Du-te, mă, băi. Deci nu, chiar am crezut. Deci am văzut o grămadă de victorii. Și uitați-vă și voi, 19 victorii. Sunt destul de multe, dar când compar cu 27 ale Galatasaray-ului, care a pierdut doar un meci tot sezonul, și Fener a pierdut două meciuri, da. Eu chiar am crezut că avem o șansă, dar n-a fost să fie. În Cupa Turciei ne-a bătut Istanbulspor. Ok. Și am mai fost în Conference League în acest sezon. Am ieșit din grupa noastră de pe primul loc, dar ne-a bătut PSV în runda 16, dar destul de greu meciul. Însă, haideți să vedem pe Tavi Popescu, pentru că despre el este episodul. Cât de bine s-a descurcat Tăviță. Și zic eu, 10 goluri? 9 goluri. Plus 2. Ceea ce e bine, nu mă așteptam la asta. Plus 2... când a arătat că va crește în 50.000 de ani. Uite, trebuia să-i dau asta, că creștea mai mult. În fine. Plus 2 pentru Tavi, dar văd că a jucat Trezeghe ăsta, sau Vișca, unul dintre ei. Sincer, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că putem să-l mai ținem pe Tavi încă un sezon aici la Trabzon.
Asta dacă nu a plecat, asta dacă nu au plecat jucători importanți, cred că putem să mai ținem un sezon aici în Turcia și după aia să ne orientăm spre un transfer. Deci mai simulăm un sezon cu Tavi în Turcia la Trabzonspor și după aia plecăm. Deci voi o să vedeți direct finalul sezonului 2025-2026. Așa băieți, după cum vă spuneam, al patrulea sezon s-a terminat, 2026 n-am plecat de la Trabzonspor. Cel puțin nu cred că am plecat, sper că n-avea vreo clauză de reziliere despre care nu știam Tavi Popescu, dar în fine, sezonul trecut am fost pe locul 5 și am crezut că să fim pe 1. Sezonul ăsta cred că suntem pe locul 5, suntem oare pe 1? Suntem pe 3. Băi, performanța aș putea spune. Beşiktaş câștigă de această dată campionatul, dar am fost mai aproape decât anul trecut. 77 de puncte. În Cupa Turciei am pierdut destul de vreme. Am fost oare în Conference League? Presupun că nu. Da, locul 5 nu ne-a adus nimic. Și da. Haideți să vedem totuși pe Tavi, pentru că despre el este acest clip. Cât de mult a mai crescut Tăviță? Ei bine. What the fuck? De ce a jucat doar 11 meciuri? A dat totuși un gol și a crescut plus 1. Băi Tavi, bă băiatule, ai 23 de ani, nu mai merge. Ce naiba se întâmplă? Aoleo, băi, ce mă oftic, trebuia să plecăm, uite, vedeți, băieți, de-aia plec, mă, de la echipă după un sezon, că sunt nesimțiți. Hai să plecăm, Tavi, pare rău, tată, pare rău, nu știu, trebuie să-i fac ceva, să-i dau. Revino-ți, bă, Tavi, tu trebuie să fii titularul, de ce nu lupți pentru poziția ta de titular? Și uite că vine o ofertă bună pentru Tavi de la Osasuna, care îl oferă pe Soumaila Koulibaly plus doar 1 milion de euro. Păi eu accept pentru că îmi place Osasuna și o să accept doar pentru 1 milion de euro, pentru că și așa n-am nevoie de fraierul ăla, sincer. O să dau remove chiar dacă da, n-are, nu vreau să mai negociez cu ăla, în fine. Le-am dat un cel mai ieftin posibil transfer pe care puteau să-l facă. De ce mai necesită răspuns? Hai, de la el. Ok. Haideți să sperăm că Tavi pleacă la Osasuna. Aș putea spune despre Tavi Popescu că este un adevărat drumeț, călător, nici nu știu cum să zic. A plecat din România, Liga a doua din Franța, apoi în Turcia și acum în Spania. Oare este în Liga a doua sau în Liga? Da, e în Liga a doua. Ok, deci până acum nu ajunge în top 5 ligi Tavi. Rămâne la stadiul de Liga a doua, dar haide să vedem ce echipă are Osasuna. Vedem aici un Garcia, Nu prea știu ce să zic. Hai că schimbăm cu wingeri. Unde el trebuie să fie titular. Nu există. What the fuck? Va trebui să jucăm cu fundași. N-au fundași, bă, băieții ăștia. N-au fundași. Ok. Aș trebui să jucăm un 3-4-3. Ceea ce mie îmi convine, să fiu sincer cu voi. 3-4-3 flat. Popescu va fi aici, Garcia ăsta sau Gomez, Araujo, Vasquez de la Real Madrid, Romero, stai așa, că pe atac stau bine ăștia, Horta, Martinez, Pavlovic, bun. Da, este o echipă care trebuie să promoveze, sincer, în La Liga și cred că dacă vom promova cu echipa asta, vom mai rămâne la ea. Mamă, cât jucători trebuie să le dau contract. Aoleu. Da, hai că le dau și eu la băieții ăștia contracte, dar înainte să le dau, trebuie să ne uităm aici la Tăviță, să-i mai dăm un development. Că mai crește un pic băiatul meu. Și a mai revenit winger inversat, chiar dacă nu prea jucat. Nu știu, în fin. Tavi Popescu în tricoul Osasunei, îl vedeți acolo, simulăm sezonul numărul 5 deja, foarte repede a trecut simularea asta și vreau performanță mare de la el. Dacă crește până la 80 sezonul ăsta, înnebunesc. Da, mai mulțumim și cu un 78. Haideți să vedem cât de bine se descurcă Tavi Popescu. Așa băieți, sezonul numărul 5 din relansarea carierei lui Tavi și cred că o lansăm ușor în stratosferă. Sper eu prin transferul ăsta la Osasuna, ce să mai... Sper că prin transferul ăsta la Osasuna și suntem în play-off-ul de promovare, asta înseamnă că nu am câștigat la Liga Smart Bank, chiar am fost pe locul 4 și eu chiar mă așteptam să câștigăm.
Ei bine, nu, dar suntem acolo în play-off-ul de promovare și haide să vedem totuși dacă promovăm, dacă ar fi un trofeu, încă un trofeu câștigat de Davi Popescu. Hai să vedem, 2-0 în tur și 1-1. Mamă, deci ce naiba, mă? Am promovat? Am câștigat? Presupun că da. Deci suntem promovați în La Liga. Am câștigat play-off-ul de promovare. Practic e încă un trofeu pentru Davi Popescu de adăugat acolo la colecție, pentru că în afară de alea de la FCSB nu prea mai a avut. Și haideți să vedem și cum s-a descurcat Davi. Și da, un sezon bun, dar doar plus 1 overall. Pe bune, mă așteptam să crești mai mult, Davi. Tăviță. Trebuie să-i schimb development plan-ul. 7 săptămâni, ia uite ce crește. În fine, 7-7 overall la 24 de ani. Este decent, dar știu că poate mult mai mult, Avi. 13 goluri, 4 asisturi, la statistici asta bine. Și, sincer, nu știu dacă mai are sens să mai stăm la Osasuna. Încercăm, vedem cine mai oferă pentru noi. Dar un lucru e clar, e foarte greu să crești când nu ai potențial. Și m-am gândit, băieți, și uitându-mă peste echipa asta, văd acolo, atacul e foarte bun. Problema este la portar. M-a apucat și sughițul. Nu avem portar și nu cred că pot să joc fără portar. Dar până la urmă îi simulăm cariera lui Tavi și important e că el se descurce bine. Așa că mai rămânem un sezon la Osasuna. Băi, m-a apucat sughițul. Efectiv, că îi dăm cu, nu știu, dau tot winger invers ca să ai sau nu, hai. Ai cu aripă de susținere asta, să vedem. Să crească mai mult în overall, măcar un 80 se ducă și el. Bă, de ce sughit? Nu înțeleg. În fine, simulăm sezonul numărul 6. Aoleu, băi, dar sughițul ăsta e foarte enervant. Așa, băi, sezonul numărul 6. Să încerc să nu mai sughiți, să vorbesc foarte, foarte, foarte repede și foarte mult, dar degeaba că tu sughiți. Haideți să vedem, La Liga. Nu cred că am câștigat-o, nu aveam cum. Dar măcar să nu fii retrogradat. Ei bine, fix asta s-a întâmplat. 33 de puncte, locul 19 și campioană este Barcelona cu aproape 100 de puncte, 99 în total în Cupa Regelui. Nu mai contează. Da, oricum nu aveam așteptări foarte mari, dar sunt interesat de Tavi. Tavi, 11 goluri, 3 asisturi plus 2 overall. Se apropie de 80-ul ăla de care are nevoie Filar să fie. 25 de ani, e pe o pantă ascendentă, valorează în acest moment 24 de milioane și tocmai ce era să-l pierdem, pentru că nu mi-am dat seama că expiră contractul. Da, 24 de milioane, Tavi Popescu, va urma un transfer bombă pentru el în această vară, în această perioadă de transferuri. Și dacă mai sughiți odată, mă arunc de pe geam. Este momentul pentru sezonul numărul 7, sezonul în care Tavi o să cucerească lumea fotbalului și practic cred că sezonul ăsta are șansa de a ajunge la potențialul ăla lui de 84. Și avem o ofertă, cred eu, din Premier League pentru Tavi, de la West Bromwich Albion. Înainte să acceptăm, verificăm și noi dacă West Brom este în prima ligă din Anglia, pentru că sincer cred că a stat destul în ligile inferioare. Și nu, noi suntem prima ligă din Anglia și pentru prima oară în cariera asta nu acceptăm prima ofertă care vine spre noi. Tavi Popescu, eu zic că ești mai bun decât West Bromwich Albion, respinge oferta. Așteptăm altceva. Și avem acum ofertă de la Bournemouth, vedem echipele engleze, îl doresc pe Tăviță. Este Bournemouth în prima ligă din Anglia? Ei bine, nu, deci nu plecăm. Am petrecut destul timp în ligile inferioare, este momentul să fim și noi mai selectivi cu opțiunile noastre. Nu plecăm la Bournemouth. Și avem acum de la Watford o ofertă, plus un jucător la schimb. Haideți să vedem, ei sunt în Premier League? Nu, nu plecăm, frate, numai echipe din ligile mari. E amuzant că am primit numai oferte din Anglia pentru Tavi, dar niciuna n-a fost din Premier League. Și vedem o ofertă din Turcia, de la rivalii fostei noastre echipe, Trabzonspor, dar Tavi nu e vreun trădător. Nu acceptăm oferta celor de la Fenerbahce. Și încă o ofertă care 100% din Premier League, de la Sunderland, care cred
chiar cred că e în Liga 3-a din Anglia. Da, nu acceptăm. Timpul se scurge și rămânem cam fără opțiuni. Suntem în ultimele zile de Mercato, simulez până în deadline day. Sper să vină vreo echipă care să îi dea ofertă ok lui Tavi. Ideea e să fie o echipă de, nu știu, să nu fie de Liga a doua, măcar atât. Na, nu vine deocamdată, dar revenim când avem ceva. Iar de ce mi-era frică, n-am scăpat. Din păcate, Tavi Popescu va rămâne la Osasuna, echipă în a doua ligă spaniolă. O echipă bună, dar na, eu voiam să mergem la mai bine, nu să rămânem aici și într-un fel la mai rău. Da, din păcate, nici nu mai avem foarte mulți jucători, deci o să fie un sezon groaznic pentru noi. Aia e, nu mai pasă. Tavi Popescu, sezonul numărul 7 va fi aici, în Liga a doua din Spania. Deja al treilea sezon la Osasuna, cine s-ar fi gândit că să stăm atât de mult timp la o echipă ca Osasuna. Așa, băieți, am terminat și sezonul numărul 7 din cariera lui Tavi Popescu. Suntem din păcate tot la Osasuna, tot în Liga a doua. Și am rămas aici pentru că am pierdut. Am pierdut play-off-ul de promovare. Da, am pierdut cu Real Oviedo, dacă nu mă înșel, cred că așa se cheamă echipa asta. Dar ideea este, Tavi Popescu a crescut și el la peste 80. Nu, adică da, 80 overall, 26 de ani, dar trebuie mai bine de atât, Tavi. Trebuie mult mai bine de atât și a început să cam stagneze, 26 de ani. Dar a avut un sezon foarte bun, 17 goluri, 4 asisturi, dar mamă, ăsta, Koulibaly ăsta, mijlocaș, 20 de goluri, mai multe decât Romero. Da, un sezon ok, dar de ce am rămas în Liga a doua din Spania? Deci mă enervează teribil de mult, dar vreau să fac ca la carte. Și trebuie să plecăm naibii de la Osasuna asta. Cine m-a pus să vină aici? Eu m-am pus singur, dar asta este. Am ajuns la 80, ne apropiem de potențialul lui Tavi. Nu știu dacă să mai crească, sincer, sper să mai crească. Contează foarte mult cu ce echipă semnăm. Și din nou vine Bournemouth cu o ofertă pentru Tavi, 540.000 doar, și Antonio Blanco. 33 de milioane valorează Tavi Popescu. Bournemouth ăștia sunt oare în Premier League? Are sens să mă duc la ei? Nici nu știu. Nu sunt în Premier League, nu vreau. Nu mai vreau echipe de Liga 2, dar dacă chiar nu o să primesc oferte, o să mă gândesc. Deocamdată respingem oferta asta. Bournemouth nu e pentru Tavi. A fost, de fapt, e Ionuț Radu la Bournemouth, dar să fie doar el. Tavi nu vrea acolo, Tavi vrea la mai sus. Măcar un West Ham, un Habanam, Aston Villa. Bine, am avut ghinion cu Aston Villa data trecută, dar ceva de genul ăsta. Ia, vine o altă ofertă de la Fulham. Ok. Și ne dă un jucător la schimb. Fulham 100% e în Premier League și ei sunt sunt ok cu ei. What the fuck, nici Fulham nu e în Premier League. E QPR. Teo ar fi rând mândru. Da. Nu acceptăm, nu vreau Liga a doua. Simplu și la obiect. Doamne, iartă-mă, Middlesbrough, coșmarul celor de la Steaua, FCSB, în fine, oferă pentru Tavi Popescu și nu sunt în Premier League. Nu accept, nu mai vreau, hai altceva, nu știu, Portugalia, ofertați-mă, lăsați-mă cu echipele astea din ligile inferioare engleze, naiba. Nottingham Forest. Sunt Nottingham Forest în Premier League? Parcă sunt. Parcă i-am văzut acolo pe Nottingham. Ia. Și nu sunt. Băga-mea și picioarele, nu pot să cred, mă, frate, mă. Haoleo, deci numai echipe din ligile inferioare engleze. Dacă ați mai văzut voi așa ceva, zici că e programat să se întâmple asta, nici nu înțeleg. Nu mai avem foarte mult timp din perioada de transferuri, deci să fiu obligat să accept o ofertă. Să sperăm că o să vină una pe care aș vrea și eu să o accept. Haoleo, Sunderland din nou, mă, fraților, dacă ați mai văzut voi așa ceva.
Bă, dacă ați mai văzut așa ceva, oferă efectiv aceleași echipe care au ofertat, băi, deci n-am mai văzut. Cred că au vrut să transfere, deci West Bromwich, West Brom, Bournemouth, Sunderland, Nottingham, Middlesbrough, Fulham, deci toate echipele din Liga a doua din Anglia îl vor pe Tavi, dar din Premier League nu vine, mă, nimeni. Hai să dau reject la oferta aia, nu, nici nu știu să mă duc, să nu mă duc. Hai că mă duc, că mie că nu mai prinde nici, am respins. Da, ok, hai, mergem înainte. Doamne ajută să mai vină o ofertă, orice vine, gata, nu. Nu mai sunt pretențios, accept, aia e. Și dacă e cea mai slabă echipă din lume, Doamne, nu vreau să mai rămân încă un sezon la slabii ăștia de Osasuna. Hai să plecăm de aici, băga mea și picioarele în Osasuna-ul lor. Rayo Vallecano, fii antenă că Rayo Vallecano e în Liga a doua cu noi. Doamne, dacă fixa... Asta e echipa care oferă pentru mine, deci dacă e din Liga a doua din Spania, nebunesc. Da, mă, băga... Doamne, iartă-mă! Băi, ce ghinion mare și Tavi, mă! Doamne, Rayo Vallecano! Păi, frate, dar din ligile astea... Accept, mă! Ce naiba să fac? Accept, că de că la echipa asta e prea slabă. Hai că accept, îmi bag picioarele. Mi-am făcut-o cu mâna mea. Rayo Vallecano, mă. Ah, Tavi, ți-am nenorocit cariera. Dar cine știe, poate o să o facem bună acum la Rayo Vallecano. Popescu, transfer la Rayo Vallecano. Rămâne Liga a doua din Spania. Bă, băieți, deci am niște nervi îngrozitori, deci am simulat toată perioada de transferuri ca să rămânem tot în Liga a doua, ce drept la altă echipă, dar ce mă mai... What the fuck? A crescut Tavi până la 82. Da, nu știu ce s-a întâmplat, dar ce mai contează că e în Liga a doua. Fiți atenți, băieți, că facem schemă. Plecăm în iarnă la altă echipă, deci simulez de aici, de la Fraier și de la Rayo Vallecano și... În iarnă, plecăm la altă echipă, uitați-l și pe Tavi aici, în tricou cu Digi, măcar e Caterinca că e Digi acolo, dar haide să-i dăm potențial ceva, un development, pardon, potențial și la mine. Da, prostie. Nu știu, că văd că nu mai crește deloc. Asta, așa. Și o să punem pe lista de transferuri și în... nu putem să-l vindem. Aul. Vedem dacă am cum să primesc ofertă pentru el în iarnă, îl dau, dacă nu, nu. Hai să vedem. Așa, băieți, am simulat până în iarnă și nu aveam cum să-l vindem pe Tavi, dar putem să-l dăm împrumut și vine o ofertă împrumut de la Milan pe 2 ani, dar nu vreau să fie doar împrumut clasic, vreau să fie cu opțiune de cumpărare. Propuneți pe termen scurt. N-am pus de aia cu opțiunea de cumpărare? Pa, prost eu. N-am știut cum să pun cu opțiunea de cumpărare. Mai așteptăm, poate vine altă echipă, dar Milan nu era sus, firea să fie. Doamne, și uitați cine vrea să-l împrumute, Manchester City. Asta e schema, băieți, cu împrumuturile. Haideți să negociem. Și mergem la Manchester City și îl cumpărăm practic de acolo. Nu știu cât de legit e toată treaba asta, dar decât să mai rămân în Liga a doua din Spania, mai bine mă duc la Manchester City, poate nu o să joace, dar ce să mai, trebuia să facem ceva, nu mai putem să mai stăm. Sincer, băieți, sunt ca 99,99% sigur că Tavi nu o să joace la City, sigur au ei o bandă acolo, sau nu. Da, chiar n-au pe nimeni altcineva în afară de Popescu. Transferul vieții pentru Tavi Popescu la Manchester City. Nu cred așa ceva. No. Bă, dar cam slabă echipa asta City. Nu sunt obișnuit cu atât de
slabă să fie Manchester City, pe bune, fără să vă mint. Se află cam în reconstrucție echipa asta. Da, e slăbuță. N-am văzut niciodată o Manchester City atât de slabă. În afară de Foden și de alți câțiva, cam slabă, na. E Haaland, bineînțeles, dar nu mă... chiar nu mă dă pe spate. Da. De Bruyne 73. E echipă bătrânită a celor de la Manchester City. Și hai să dăm, bineînțeles, lui Popescu un development. Poate îi crește și lui mai mult potențialul. O să îl cumpărăm. O să-i dăm aici abordare pentru cumpărare, cum ar veni. Și ce naiba, îi dau la câți bani are Manchester City? 40 de milioane, vă sunt ok? Da. Deci eu efectiv l-am luat pe Tavi. Asta e schema, băieți. Acum nu știu, puteți să o numiți că nu e realistă și așa, dar e real. E realist să primești numai oferte de la echipe din Liga a doua din Anglia, nu mi se pare ok. Uite că ne-am făcut noi singuri echipă, ofertă de la prima echipă, de la echipă din prima ligă engleză. Ce naiba, că mereu mă zăpăcesc. Uitați-l acolo, Tavi Popescu, și nu o să dau skip ca să-l vedem în tricoul lui Manchester City prezentat aici la show, așa, tare. Nu cred că are prezentare de aia nebună să semneze salea, dar... ia, este primit și el mai frumos. Nu prea sunt ăștia bucuroși să vadă pe Tavi. Eu vorbesc la telefon, managerul, da, hai că vorbim noi. Da, uite ce prezentare frumoasă. Da, e clar că nu este primit ca un zeu al fotbalului așa cum este în viața reală Tavi Popescu aici la Manchester City. Ia, îl țin și eu acolo cu mâna pe el, antrenorul. E destul de fericit Tavi, dar se putea și mai bine. Oricum, 40 de milioane probabil am plătit cam mult pentru el, dar nu mai contează. Ideea e că Tavi e aici la noi, la Manchester City, pe contract de 29 de ani și o să-i dăm un winger inversat să dea acolo multe goale. Ce să mai simulăm sezonul? Am și uitat în ce sezon suntem. 2030, băi, ești nebun, sezonul, am uitat. Dar oricum, haide să vedem. Dacă ajungem în finala Champions League, o să joc, pentru că o să văd acolo pe Tavi Popescu în tricoul City. Și suntem în finala Champions League, băieți. Da. Suntem în finala Champions League cu Paris Saint-Germain și bineînțeles că o să jucăm acolo cu Tavi Popescu. Du-te naibii, mă, ce noroc. O să vă arăt imediat. Chiar am crezut că nu o să ajungem în finală, dar cumva am ajuns. Și pah, avem intro ăsta. Dăm skip. Așa, băieți, deci da, suntem în finala Champions League cu Paris Saint-Germain și haide să vă arăt parcursul Bloom City. Bine, practic, astea nu contează, de aici practic am început. Am avut dublă cu Bayern München, foarte grea dubla, am trecut cu noroc. La fel și dubla asta cu Leipzig, mă așteptam să fie mai ușor, dar a fost greu și am ajuns în semifinale cu Napoli, totuși, la limită și cu ei. Iar finala este împotriva celor de la Paris Saint-Germain. Bineînțeles că va juca Popescu în această finală. S-ar putea să nu fi jucat deloc în acest sezon, dar nu mai contează. Chiar sunt curios să văd câte meciuri a jucat. Echipa noastră arată cam așa, îl bag pe Palmer în primul 11. Probabil a jucat Alvarez în locul lui sau Foden. Popescu a jucat două meciuri, da. În jumătate de sezon doar două meciuri. Ce drept este Manchester City, dar noi vom juca această finală Champions League împotriva celor de la Paris Saint-Germain și trebuie să îmi recâștig, cum ar veni, încrederea față de voi, că practic data trecută când am jucat o finală, nu mai știu de ce am jucat, am pierdut-o, finala de Champions League practic, și dăm aici pe legendarii și data asta trebuie să câștig, pentru că na, trebuie să vă arăt că nu sunt chiar atât de slab la joc cu ăsta, pe cât mă considerați voi. Și da, Popescu în primul 11, joacă meciul. Sincer, chiar nu înțeleg cum a ajuns Manchester City cu echipa asta în finala Champions League. Va fi un duel între
Mbappé și Tavi Popescu, dar nu va fi ultimul sezon pe care îl simulăm. Dar nu puteam să ratez ocazia să joc finala Champions League cu Tavi Popescu acolo în primul 11 la Manchester City. Și haide să vedem. Da, este Mbappé acolo. Se mișcă bine băieții. Băieții știe fotbal, joacă de mult. Opa. Opa, Ferguson. Sir Alex. Am scăpat aici. Hai Tavi. Hai Tavi, că nu te face Renato Sanchez. Bravo. João Cancelo, e și Tavi acolo, dar e prea în spate. Pasăm cu Haaland, trebuia să pasăm, dar n-a ajunge la el. Bergwall, mamă, ce șut era să dea. Țar. Pentru Haaland. Haaland, e șansa lui Erling Haaland. Bestia norvegiană pasează cu Tavi Popescu, care dă pe lângă ea. Tavi Popescu a șutat pe lângă ea, Tavi, mă. Într-o manieră caracteristică, dar hai să vedem acum. Tavi Popescu. Tavi Popescu. Ia acțiunea pe cont propriu. Și se descurcă bine, pasează cu Foden. Centrarea lui Foden către Haaland. Era și Tavi acolo. Hai, Rodri, tu dai. Rodri pasează cu Haaland. Haaland spre Tavi. Da. Haaland spre Tavi Popescu. Popescu! Cum n-ai, mama, arătat Tavi? Nu se poate. Hakimi pentru Mbappé. Mbappé, aoleo, ce m-a făcut acolo. Bergwall, Cabore, greșește pasa, dar Pederson este la post. Cred că meciul ăsta se duce spre penaltiuri, dacă mă întrebați pe mine. Cancelo pentru Tavi Popescu. Soler, mamă, ce bine combinat ăștia de la Paris. Nuno Mendes, oh, noroc că era offside. Foden forțează acolo recuperarea. Este cumva mingea la Haaland. Haaland greșește și el, am vrut pasa către Tavi, ce-i drept. Wilson. Wilson, în care Wilson, da, la port, nu-l scapă deloc acolo, deloc. Cancelo pentru Popescu, Popescu se mișcă foarte, foarte lent. Mă așteptam să fie mai bun Popescu, chiar dacă are doar 82, are statusul destul de ok, Foden. Pentru Cabore, acum este Sar, haide Sar, aleargă bine Sar, pasează mai departe cu Foden, Foden. Centrează pentru Tavi Popescu, lovitură de cap, bară! Tavi Popescu lovește bara cu capul. Cine ar fi crezut așa? Băi, dar bine a lovit, să știți. A lovit bine mingea aia, a fost... Bine, a și pus-o pe cap Foden, dacă mă întrebați pe mine, dar a fost destul de greu. Rodri pentru Haaland, Haaland mai departe cu Tavi Popescu. Popescu poate fi eroul lui Manchester City, șutează Popescu! Nu pot să cred, ultima fază, printre ultimele faze ale meciului. Ce șut a trimis Tavi. Și poate să ziceți acum, bă Leo, dar de ce joci numai cu Tavi Popescu și nu pasezi? Păi bă băieți, asta e simularea lui Tavi. Băi, Tavi, băi, trebuie să fie erou. Eroul lui Manchester City în finala Champions League împotriva celor de la Paris Saint-Germain. Dar intrăm în prelungiri. Totuși, mai e timp ca Tavi să facă o minune. Și sincer, cred că o să o facă. Sunt curios acum să mă uit și eu pe statisticile lui. Are 88 pace, 81 shooting. Sunt statistici bune. 5 stele la weak foot. Chiar e bine, Tavi. Și acum să vedem, mai băgăm pe cineva în primul 11. Avem rezerve. Cred că să-l bag pe Couto ăsta și pe Akanji în defensivă. Aș putea să-i dau minute și lui Alvarez, dar îl scot pe Foden, a obosit și el. Tavi Popescu nu este, rămâne până la final și dacă pierd, nu mă interesează. Tavi este cel mai important om al acestei finale. De departe. Și trebuie să ne aducă victoria cumva. Pierde mingea. Cabore pentru Alvarez. Alvarez, este Haaland acolo. Haaland sprintează, dar Kimpembel busculează acolo. Nu înțeleg cum are mai multă forță Kimpembe decât Haaland. Robotul a fost deposedat. Palmer. Este Tavi acolo în stânga. Pasează acum cu el. Avian Popescu. Da. Rămânem în pressing acolo la PSG, în jumătatea lor. Bergwall pentru Vitinha. Vitinha mai departe cu Mbappé. Dacă scapă Mbappé, este foarte, foarte periculos. Wilson pasează cu Fabian Ruiz. Nu este penalti, ce noroc am avut acolo. Tavi Popescu pentru Haaland.
Haaland îl așteaptă pe Tavi. Cuplul nebun. Pasează acum cu Tavi Popescu, care poate rămâne singur cu portarul. Tavi șutează, Tavi, și archează în finala Champions League Tavi Popescu, 1-0 pentru Manchester City la ultima fază a primei reprize. Nimeni altul decât Tavi Popescu, jucătorul care a jucat doar 2 meciuri în acest sezon pentru Manchester City, marchează primul său gol al sezonului. Și în ce moment? În finala Champions League, din pasa lui Erling Haaland. Ce bine a sprintat Tavi Popescu și cu dreptul trimite mingea pe lângă Donnarumma sau cine mai e în poarta PSG-ului. Octavian Popescu poate fi erou lui Manchester City și sunt curios dacă poți să schimbă capitanul echipei ca să... Nu pot să schimb capitanul, că voiam să-i zice Tavi trofeul Champions League, era prea tare. În fine, mai avem o repriză, meciul încă nu este gata, dar suntem foarte aproape de câștigarea trofeului UEFA Champions League. Și Tavi Popescu încă nu și-a terminat magia. Pasează acum către Haaland și este o pază bună. Haaland oricum știe acolo să-și folosească corpul. Rămâne PSG în posesie, Rodri pentru Alvarez. Alvarez pasează cu Couto. Încercarea de pasă către Palma n-a fost bună. Rodri, excelent, recuperează. Haaland pentru Tavi. Tavi mai are ceva magie în el. Mai are ceva magie în el, dar nu și-o folosește acolo bine. Vitinha pentru Mbappé. Nimic n-a făcut PSG în această finală. Deși jucăm pe legendarii, adică ați voi și voi. Mbappé, Kylian. Nu știu dacă a avut vreun șut PSG-ul pe poartă. Centrare în care un Ederson este la post. Vitinha, mai departe cu Tavi Popescu. Popescu ia faza pe cont propriu. Popescu are spațiu. Fuge Popescu. Popescu în continuare. Tavi Popescu. Popescule. Na, mai. Se termină finala Champions League. Manchester City este în campioana Europei din nou, aș putea spune. Și totul îi se datorează unui singur om. Octavian Popescu, marcatorul golului ce o face pe Manchester City câștigătoare a trofeului de Champions League. Și unde este Tavi? Unde este Tavi, băi? Bă, dar cu Tavi nu se bucură nimeni? Era acolo la horă, l-am văzut eu. Octavian Popescu, câștigător de Champions League. Nu mai stăm să mai vedem asta, că nici nu e capitan. Și se încheie aici un sezon nebun pentru Tavi Popescu, dar nu se încheie încă cariera sa, deoarece mai avem de treabă aici la Manchester City. Trebuie să intrăm în primul 11 și da, ca să facem asta ne va fi foarte greu să facem asta. Ideea e că Foden joacă pe poziția noastră și în locul lui intră Alvarez. Deci Tavi nu prea are șansă decât dacă pleacă unul dintre ei doi. Așa că probabil Tavi va pleca de la Manchester City. Din păcate, după câștigarea trofeului Champions League, Tavi va trebui să plece, dar înainte de a pleca, totuși a jucat 2 meciuri în acest sezon și cred eu că a mai câștigat un trofeu în afară de Champions League, Premier League-ul și Brighton și Southampton. Uitați și voi ce sus a fost în clasament și n-au câștigat Cupa FA Cup, dar au câștigat Champions League-ul și Premier League-ul, ceea ce este senzațional. Urmează sezonul, ultimul sezon pentru Tavi și vreau să fie la o echipă unde va juca. Depinde de el ce oferte va primi. Băieți, cred că vedeți și voi ce s-a întâmplat. Mi-a dat crezi jocul. Totuși, na, cred că putem încheia cariera lui Tavi aici. Pentru că dacă mi-a dat crezi, înseamnă că s-a dus naibii filmarea. Ce să vă mai zic? Vă mulțumesc pentru că v-ați uitat la acest clip și știu că să vi se pară, Leo, de ce a fost cariera asta așa de, nu știu, că n-a plecat și el la echipe mai mari? Ei bine, a fost una realistică, bine, exceptând ultima parte, dar am zis să mai fac și cariere de genul. Sper că v-a plăcut și băgați și voi un like. Până data viitoare, am fost Leo, v-am pupat, ceau!